Vestea că județul Sibiu ar putea dispărea de pe harta României nu este privită cu ochi buni de sibieni. Mulți dintre ei sunt de acord cu organizarea unui referendum local. Oamenii se tem că dacă Brașovul devine capitală de regiune, își vor rezolva mai greu problemele ce țin de administrație. Eu zic că nu-i benefic. De ce? E, în primul rând, cheltuială, mă gândesc foarte mare, care va fi din partea oamenilor care au venituri puține. Cred că da, ne va afecta. Pentru că dacă o să fim cu ungurii împreună, nu știu cât de autonom o să fim, pentru că fiecare trage cu teritoriul lui. O să schimbă județul, trebuie să mergem după acte, după una alta, în altă parte. E o șmecherie între partide. De ce? De ce? De ce? Pentru că România noastră nu trebuie să despartă nimeni în mai multe categorii. Ea a fost o Românie și va rămâne. Sibienii își pot exprima punctul de vedere în 17 iulie, dacă propunerea privind organizarea referendumului local va trece de votul consilierilor. Nu cred că va fi de acord nici 5%. Mergeți la referendum? Merg? Cum să nu? Totdeauna am fost prima care a mers și la vot și peste tot. Da, ar fi bine venit. Veți participa la referendum? Fără probleme, da. Nici Klaus Iohannis nu este de acord cu regionalizarea României. Edilul asociază propunerea de regionalizare cu regiunea Stalin.